Victor, cum a fost pentru tine anul 2011 și această schimbare de fotbal? Păi am avut prima perioadă din anul 2011 în care, într-adevăr, am avut mici probleme cu echipa de club la care voluam înainte, cu Alania. Și, după cum foarte bine știți, m-am antrenat cu Universitatea Cluj. După asta a venit oferta de la Arsenal Kiev și sunt foarte încântat că am ales Arsenal Kiev. Avem o echipă foarte, foarte bună. Avem un antrenor deosebit și avem rezultate în primul rând. Locul 6 e mulțumitor pentru voi? Deocamdată da. Este cea mai bună performanță pentru Arsenal Kiev, ținând cont că totuși Arsenal e o echipă tânără. Este un loc mulțumitor, deși normal că noi ne gândim ca la finalul campionatului să terminăm mult mai sus. Nu, deloc. Știam limba. N-am avut probleme de acomodare. Dacă o să zic că sunt diferențe foarte mari, poate nu o să am dreptate. Și ținând cont că eu n-am reușit să evoluez în Liga 1 până acum niciodată, vreau să nu mă pronunț. Pentru că am zis odată că fotbalul din Ucraina este peste cel din România și s-a interpretat foarte greșit. Să, normal, să evoluez cât mai bine, să jucăm în cupele europene. Pentru mine n-ar fi o premieră, am mai jucat și cu Șerif în cupele europene și normal să avem rezultate cât mai bune. Mă gândesc. Cu siguranță, fiecare fotbalist profesionist trebuie să se gândească la echipa națională pentru că este cel mai înalt nivel la care poți să ajungi. În afară de Champions League și știu, finale de cupe europene, echipa națională este un obiectiv, un țel pentru orice fotbalist profesionist. Și fără tine, echipa națională nu a avut rezultate. Până acum tu erai problema. Păi, nu știu. Probabil că totuși nu Florescu a fost cel mai slab element din angrenajul echipei naționale. Nu știu. Știu că am fost criticat foarte mult din punctul meu de vedere și al multor alți profesioniști. În fotbal a fost pe nedrept. Nu prea urmăresc, sincer să fiu. Am programele, mă mai uit din când în când la meciuri, mă uit tot timpul la Universitatea Cluj și în rest. Eu cred și sper că vor reuși, pentru că sunt prietenii mei. Este clubul meu de suflet și normal că le doresc tot binele din lume. De ce nu? Dacă o să fie posibilitatea, normal că aș vrea să mă reîntorc. Un an mai bun decât ăsta, bineînțeles, ceea ce vă doresc și vouă la toți. Doresc în primul rând să mă calific cu echipa de club în cupele europene și de ce nu să revin și la echipa națională. E un antrenor deosebit și a demonstrat-o nu doar în Ucraina, a demonstrat-o și înainte. Toată lumea îl iubește, mai ales la Donetsk și tot ce se face, cred, acolo se face prin prisma faptului că el a demonstrat că poate să aducă Shakhtyorul pe prima scenă a fotbalului european. Anul acesta, într-adevăr, nu a avut noroc, deși eu i-am urmărit în toate confruntările. Se poate spune că au întâlnit și adversari de același nivel, poate puțin mai buni, însă au fost momente în care șansa nu i-a ajutat. E bine că ai și doi colegi români? Da, normal, vorbim între noi, suntem prieteni foarte buni, e foarte bine pentru că și ei m-au ajutat foarte mult să mă acomodez mai repede. Nu mă despățiți de fotbal nici măcar o dată. Trebuie să ne mișcăm, trebuie să ne menținem tonusul, mai mergem și pe la sală, așa e în vacanță. Într-adevăr, există suficient timp pentru relaxare, însă trebuie să ne mai și mișcăm. Ai primit program special? Am primit, da. Încerc. Special, și ele sunt foarte mari. Da, avem amenzi foarte mari.
Dar nu asta e o problemă. Cred că orice fotbalist profesionist, în primul rând, trebuie să se respecte pe el.